Este a 13-a zi de război în Ucraina. Bombardamentele au continuat în orașele importante ale țării. O stație de cercetare nucleară de lângă Harkov a fost lovită de obuziere rusești fără consecințe radiologice, spune Agenția Europeană pentru Energie Atomică. Au fost din nou negocieri ruso-ucrainene aseară, însă fără mari progrese. Harkovul este unul dintre orașele care trece prin cele mai cumplite momente. În urma bombardamentelor de aseară, 4 civili și-au pierdut viața. Obuzele artileriei ruse au avariat și o instalație de cercetare nucleară din Harkov. La doar 2 km de oraș, mai multe tancuri ale armatei ruse au fost distruse de militari ucraineni. O nouă înregistrare cu un soldat rus capturat de armata ucraineană arată că din ce în ce mai mulți militari trimiși de Kremlin nu sunt de acord cu invazia. Nu, real, aici se întâmplă genocid. Genocid, pe большому счету, просто народ уничтожается. Украинский народ, ну и, соответственно, мы со стороны России получаем свое за то, что мы вторглись на чужую территорию. Россия, ну никак здесь победителем не будет при любом раскладе. Тут уже понятно, даже, ну, я не знаю, тут все варианты можно просчитать. Даже если мы до конца дойдем условно, что я надеюсь, этого не произойдет. Președintele Zelenski le-a promis ucrainenilor că nu va părăsi Kievul în pofida luptelor care continuă. Я в Киеве, моя команда земная. Тероборона на місцях, військові на позиціях, наші герої, лікарі, рятувальники, транспортники, дипломати, журналісти. Усі. Усі ми воюємо. Усі ми робимо внесок у нашу перемогу. În Jitomir, oraș aflat în vestul Ucrainei, cerul a fost luminat de bombardamentele care au continuat pe parcursul întregii nopți. Tot aici, un avion de vânătoare rusesc a fost doborât de forțele ucrainene. Centrul orașului Ohtyrka este și el complet distrus după o noapte de bombardamente. În Sumi, în urma negocierilor de ieri dintre Federația Rusă și Ucraina, s-a decis încetarea focului pentru evacuarea civililor. Până acum, de la începerea invaziei Federației Ruse, peste 600.000 de civili au fost evacuați din Ucraina. Deși coridoarele umanitare s-au deschis de dimineață, Ucraina acuză deja Rusia că nu ar fi respectat înțelegerea, după ce un autobuz cu civili a fost atacat de forțele ruse.